în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pacea să fie cu voi. La acest moment festiv, 30 de ani de acțiune catolică în dieceza de Iași, ne îndreptăm noi toți, episcop, preot și toți cei de față și cei care ne urmăresc în transmisie directă prin RCS FM și Angelus TV pe internet. Ne îndreptăm cu un gând de mulțumire și recunoștință către Dumnezeu pentru acest moment festiv, pentru toți anii în care Dumnezeu ne-a binecuvântat cu lucruri și realizări așa de frumoase pentru înflorirea, pentru viața vie a bisericii noastre și rugăm pe Dumnezeu să binecuvânteze în continuare acțiunea catolică din dieceza noastră, din țara noastră și din lumea întreagă. Ne unim în această rugăciune, cerând și mijlocirea reginei acțiunii catolice, Preacurata Fecioară Maria, Sfântului Iosif, patronul acțiunii catolice din dieceza de Iași, și în mod special astăzi Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea, pe care îl și comemorăm și care este patronul Federației Acțiunii Catolice din România. Cerem mijlocirea tuturor sfinților și îngerilor pentru ca Dumnezeu să ne asculte în rugăciunile noastre de mulțumire, de cerere de iertare și de ajutor. Ne recunoaștem la început păcatele și cerem iertare lui Dumnezeu, ne cerem iertare unii altora ca să participăm cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă fraților că am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu fapta și omisiunea. Din vina mea, din prea mare vina mea, de aceea o rog pe Sfânta Maria, pururea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine, la Domnul Dumnezeul nostru, să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Thank you.
Să ne rugăm. Dumnezeule, bogat în milostivire, care l-ai chemat pe Sfântul Ioan Paul, Papă, să conducă întreaga ta biserică, dăruiește-ne nouă ca întăriți de învățătura lui, să ne deschidem inimile cu încredere harului Mântuitor al lui Hristos, unicul răscumpărător al omului, El care, fiind Dumnezeu, împreună cu tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Citire din cartea profetului Isaia. Cât de plăcut este să vezi peste munți pașii trimisului care vestește pacea, ai celui care aduce vestea cea bună, vestea mântuirii, ai celui care dă de știre Sionului, Dumnezeul tău domnește. Iată glasul stăjerilor, răsună chemarea lor, este un strigăt de bucurie, căci văd cu ochii lor cum se întoarce Domnul în Sion. Izbucniți în strigăte de bucurie, voi ruine ale Ierusalimului, căci Domnul mângâie poporul său și răscumpără Ierusalimul. Domnul și-a arătat puterea brațului său cel sfânt înaintea tuturor popoarelor. Și toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru. Cuvântul Domnului. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. Vom merge cu bucurie în casa Domnului. M-am bucurat când mi s-a spus să mergem în casa Domnului. Iată, picioarele noastre au ajuns la porțile tale, Ierusalime. Ierusalimul este zidit ca o cetate bine întăribită. Acolo urcă triburile Domnului. Vom merge cu bucurie în casa mărturia lui Israel, ca să laude numele Domnului, căci acolo sunt scaunele de judecată, tronurile casei lui David. Vom merge cu citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Efeseni. Fraților, fiecăruia dintre noi s-a dat harul după măsura darului lui Hristos. De aceea, Scriptura spune, ridicându-se în înălțime, a dus captivă captivitatea, a dat daruri oamenilor. Dar ce înseamnă s-a ridicat, dacă nu faptul că a și coborât în locurile cele mai de jos ale pământului?
Cel care a coborât este același cu Cel care s-a ridicat deasupra tuturor cerurilor, ca să împlinească toate. Tot El i-a dat pe unii ca apostoli, pe alții ca profeți, pe alții evangheliști, pe alții ca păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării, slujirii spre edificarea trupului lui Hristos, până când vom ajunge toți la unitatea credinței și a cunoașterii Fiului lui Dumnezeu, la omul desăvârșit, la măsura staturii plinătății lui Hristos, ca să nu mai fim copii purtați de valuri și duși încoace și încolo de orice vânt al învățăturii, prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor în a proiecta îndurarea, înducerea în eroare. Dimpotrivă, fidele adevărului în iubire, să creștem în toate pentru El, care este capul Hristos, de la care tot trupul se leagă și se îmbină, prin orice încheietură, în funcție de lucrarea stabilită fiecărui membru în parte și se realizează astfel creșterea trupului spre edificarea sa în iubire. Cuvântul Domnului. Toți cei osteniți și împovărați, spune Domnul, și eu vă voi da o odihnă. Fie cu voi. Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Luca. În acel timp au venit la Iisus unii care i-au povestit despre galileienii, al căror sânge Pilat îl amestecase cu cel al jertfelor lor. El, răspunzând, le-a zis: vi se pare că acești galileieni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileieni pentru că au suferit aceasta? Vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel. Sau vi se pare că cei 18 peste care a căzut turnul din Siloe și i-a ucis erau mai vinovați decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Vă spun, nici de cum. Dar dacă nu vă convertiți, cu toții veți pieri la fel. Apoi le-a spus această parabolă. Un om a plantat un smochin în via sa și a venit să caute fructe în el, dar nu a găsit și i-a spus viticultorului: iată, sunt 3 ani de când vin să caut fructe în smochinul acesta, dar nu găsesc. Taie-l, de ce să mai secătuiască pământul? Acesta, răspunzând, i-a zis: stăpâne, mai lasă-l și anul acesta, pentru ca să-l sap de jur împrejur și să-i pun gunoi la rădăcină. Poate va da fructe la anul,
dacă nu, îl vei tăia. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase. Preasfințite Iosif, preasfințite Petru, dragi confrați preoți, dragi membri ai Acțiunii Catolice și invitați, copii, tineri și, știți continuarea, cei care sunteți de mai mult timp tineri. Îi mulțumim Domnului că suntem la această sfântă celebrare, celebrarea Sfintei Liturghii, bineînțeles, mulțumire și recunoștință adresate lui Dumnezeu pentru toate darurile sale, pentru tot ceea ce revarsă în viața noastră și, într-un mod special în această zi, pentru darul și misiunea Acțiunii Catolice la 30 de ani în dieceza de Iași, dar atâția ani de slujire în întreaga lume, cei din Italia peste 150 de ani, cei din Argentina și mai mult, pentru darul acestei carisme a laicatului care efectiv înțelege ce înseamnă a răspunde la chemarea lui Dumnezeu. Am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, această Evanghelie, care ne scutură un picuț, pentru că ne uităm și în alte timpuri, dar parcă mai mult în aceste timpuri, se întâmplă multe rele în ziua de astăzi, în aceste timpuri, și nu cred că este cazul să le numim. Și poate de fiecare dată spunem, exact cum spuneau și contemporanii lui Iisus și cum Iisus Hristos atrăgea atenția, de ce sunt cumva mai răi, mai nenorocoși cei care stau, sunt în zone de război, de foamete, de calamități, sunt mai diferiți de noi, au de nevoie să îi spășească în niciun caz. Și Hristos clarifică lucrul acesta, amintindu-ne fiecare dintre noi că suntem chemați să facem binele, să răspundem chemării lui Dumnezeu în locul în care suntem, fără a privi în altă parte, dar că toți avem o anumită responsabilitate. Răsturnând puțin poate expresia lui Iisus Hristos sau parafrazând, vă invit să ne întrebăm în aceeași linie, să ne întrebăm într-o altă manieră. Avem astăzi sărbătoarea Sfântului Ioan Paul al II-lea. Avem atâția sfinți și fericiți și venerabili din Acțiunea Catolică. Haideți să ne întrebăm, pornind bineînțeles de la Evanghelie, ce au avut diferit Ioan Paul al II-lea, atâția sfinți și sfinte care noi îi cunoaștem mai bine sau îi cunoaștem mai puțin, sau sfinții noștri patroni sau cei față de care avem o devoțiune specială, ce au avut special în comparație cu noi de au ajuns pe culmile sfințeniei? Ioan Paul al II-lea a trăit ca și copil în timpuri diferite, ca și adolescent, ca și tânăr. Niciodată n-a fost totul perfect în această lume, dar a răspuns chemării lui Dumnezeu. A primit cuvântul lui Dumnezeu, a încercat să se întrebe de mic copil ce sunt chemat să fac pentru a fi la dispoziția lui Dumnezeu, pentru a-mi trăi credința, pentru a fi aproape de Dumnezeu. Și la fel, ca adolescent, ca tânăr, și cunoaștem foarte bine istoria vieții sale. A făcut un singur lucru. S-a pus la dispoziția lui Dumnezeu și a zis, tot ceea ce sunt, tot ceea ce am este de la Dumnezeu, îi mulțumesc lui Dumnezeu și răspund chemării sale. Și așa putem să luăm fiecare fericit, fiecare sfânt în parte. De multe ori privim la sfinți și spunem, ei, dar ei sunt diferiți, sunt speciali. E adevărat că sunt speciali, dar poate n-au avut nimic în plus de ceea ce avem fiecare dintre noi.
Iar ceea ce este cel mai important este harul pe care Dumnezeu îl revarsă asupra fiecăruia în parte. Așadar, fiecare dintre noi suntem chemați să lucrăm cu aceste haruri, să lăsăm să fructifice în viața noastră, să ne punem cu adevărat la dispoziția lui Dumnezeu, să ne întrebăm în fiecare moment ce vrea Dumnezeu de la mine. Ioan Paul al II-lea, Sfântul Ioan Paul al II-lea, i-a cerut Domnul să-și trăiască credința ca și copil, adolescent, tânăr, și-a trăit credința. I-a cerut să intre în seminar, a intrat în seminar. I-a cerut să fie episcop, a fost episcop. I-a cerut să fie papă, a fost papă. Tot timpul i-a spus da lui Dumnezeu. Tocmai de aceea a ajuns sfânt. Și așa mai departe, putem să luăm fiecare venerabil, fiecare fericit, fiecare sfânt din biserica noastră. Să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu. Asta înseamnă să slujim cu fidelitate și cu pasiune. Și dacă vorbim de fidelitate, să nu uităm, iarăși ne-a spus Evanghelia, primul care este fidel față de noi, față de fiecare în parte, față de poporul său, față de biserica sa, este Dumnezeu. E fidel față de noi. Continuă să ne ofere harurile sale, chiar dacă uneori roadele nu vin la timp sau poate, mai rău, nu vin deloc. Nu taie această legătură, cum am auzit în parabolă. E fidel față de fiecare dintre noi, are răbdare cu fiecare dintre noi, are răbdare pentru a înțelege că atunci când îi spunem da, spunem da fericirii noastre, spunem da vocației noastre, spunem da lui Dumnezeu, spunem da bisericii, spunem da slujirii. Și poate la această zi, în această zi de aniversare, acest har ar fi bine să-i cerem lui Dumnezeu. Doamne, deschide-mi mintea, deschidem inima, deschidem întreaga viață, astfel încât eu să-ți spun da. Și acolo unde mă trimiți, la școală, în familie, la locul de muncă, în acțiunea catolică, într-o altă asociație de laici, într-o altă asociație a bisericii, să te slujesc, dar din toată inima. Nu pentru că trebuie, ci pentru că doresc, pentru că îmi place, pentru că mă simt bine, pentru că este bucuria mea să te slujesc pe tine, Doamne, să slujesc biserica, să slujesc comunitatea din care fac parte. Și în felul acesta înaintăm fiecare dintre noi, copiii, tineri, cei care suntem de mai mult timp tineri, înaintăm pe același drum al sfințeniei. Și dacă privim și ne rugăm, privim la toate situațiile mai întunecate din această lume, ne rugăm pentru pace, ne rugăm ca lucrurile să se schimbe, la fel să ne rugăm ca eu, fiecare pentru sine, eu să îi mulțumesc Domnului pentru toate harurile sale, să le primesc în viața mea, să le fructific, să fac să crească în viața mea pentru ca eu să mă apropii mai mult de Dumnezeu. E modul în care noi suntem recunoscători atunci când îi spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru tot ceea ce îmi dai, ajută-mă să pun la muncă toate harurile tale și să dea rod în viața mea. Ajută-mă să rodească, să se vadă în viața mea și să fiu un impuls și pentru cei din jurul meu. Și în modul acesta, efectiv, suntem uniți în credință, suntem uniți în familia lui Dumnezeu, așa cum spune și anul pastoral al diecezei de Iași, întăriți de Duhul Sfânt, uniți în Duhul Sfânt, uniți în familia lui Dumnezeu, noi cu adevărat manifestăm, trăim și manifestăm bucuria Evangheliei, acea bucurie care umple inimile noastre, care umple comunitățile noastre, umple întreaga biserică. Să cerem Domnului aceste haruri, ca noi să creștem în dorința slujirii, să creștem în fidelitate și să-L slujim pe Dumnezeu cu pasiune, în acțiunea catolică, în orice asociație din biserică, în comunitățile noastre, astfel cât în această lume să domnească mai mult pacea, armonia, buna înțelegere și mai ales prezența lui Dumnezeu în comunitățile noastre. Să ne mărturisim acum credința, cred într-unul Dumnezeu,
Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, al tuturor văzutelor și nevăzutelor, cred într-unul Domn, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut, care din Tatăl s-a născut, mai înainte de oveci, Dumnezeu din Dumnezeu, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut, am nu creat, de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri, s-a întrupat de la Duhul Sfânt, din Maria Fecioară și s-a făcut om, s-a răstignit pentru noi sub Ponțiu Pilat, a pătimit și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi și s-a suit la cer, șa de la dreapta Tatălui și iarăși va veni cu mărire să-i judece pe cei vii și pe cei morți, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Cred în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Dătătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit prin proroci. Cred într-una sfântă, catolică și apostolică biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Cu sentimente filiale să-L invocăm acum pe Dumnezeu Tatăl nostru, încet la mânie și mare în iubire. Să ne rugăm spunând, Doamne, eliberează-ne de orice rău. Doamne, eliberează-ne. Pentru ca biserica, prin cuvintele și faptele ei, să fie un apel continuu la convertire, care duce pe omul la adevărata libertate a fiilor lui Dumnezeu. Să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca angajamentul social al credincioșilor să depășească diplomația și rațiunea de stat, pentru o dreptate evanghelică, rod al iubirii, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca fiecare creștin să-și exercite propria misiune, printr-o atenție specială față de persoanele aflate în dificultate sau apăsate de suferințe fizice sau morale, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca tinerii să descopere vocația lor la viață, printr-un angajament coerent cu mesajul Evangheliei, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca această comunitate să învețe răbdarea lui Dumnezeu și să aibă curajul de a semăna gratuit cuvântul Său în toate locurile și la toți oamenii, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca în această sărbătoare să-i mulțumim Domnului pentru cei 30 de ani de prezență a acțiunii catolice în dieceza de Iași, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca Domnul să-i răsplătească pe toți preoții și asistenții spirituali care au slujit și susținut misiunea acțiunii catolice pe parcursul acestor ani, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Pentru ca exemplul de sfințenie al Sfântului Ioan Paul al II-lea să fie model de trăire a credinței cu fidelitate și pasiune pentru toți membrii acțiunii catolice, să ne rugăm! Doamne, eliberează-ne de orice rău! Primește, Părinte, rugăciunea noastră, milostivirea Ta infinită să întoarcă inimile noastre pentru ca, liberi de orice rău, să ne putem bucura de viața Fiului Tău, Iisus Hristos,
care viețuiește și domnește în toți vecii vecilor.
Rugați-vă, fraților, pentru ca jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Primește, Doamne, te rugăm această jertfă a poporului Tău, pe care ți-o aducem în sărbătoarea Sfântului Ioan Paul, spre slava numelui Tău. Ia să ne dobândească și nouă mântuirea veșnică, prin Hristos Domnul nostru. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul Tău. Sus inimile. Vrednic și drept de cuvință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, Atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Căci Tu ai voit ca amintirea Sfântului Ioan Paul să fie cinstită cu bucurie de credincioșii Tăi, pentru ca prin exemplul vieții lui sfinte să le întărești voința, prin învățăturile lui să le luminezi inimile, iar prin mijlocirea lui puternică să le dăruiești ajutorul Tău. De aceea, unindu-ne și noi cu mulțimea îngerilor și a sfinților, îți înălțăm, Doamne, imnul de laudă, cântând fără încetare. Adevărat sfânt ești, Doamne, izvorul a toată sfințenia.
Te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și, mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi, zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi, zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Celebrând așadar moartea și învierea Fiului Tău, îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Adu-ți aminte, Doamne, de biserica Ta răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru, Papa Francisc, Episcopul nostru Iosif, cu Episcopul Auxiliar Petru și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, de slujitorul Tău, preot Cornel, pe care l-ai chemat la Tine din această lume. Îngăduie că, după cum prin botez a fost unit cu Fiul Tău într-o moarte, la fel să devină părtași de învierea Lui. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii, de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli, Sfântul Ioan Paul al II-lea și cu toți sfinții pe care din veci i-ai iubit, să ne vrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să Te lăudăm și să Te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, Ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor.
Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura sa dumnezeiască, îndrăznim a spune: Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi: pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea. Iată mielul lui Dumnezeu, iată-l pe acela care ia asupra sa păcatele lumii. Fericiți cei chemați la ospățul mielului. Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu, dar spune numai un cuvânt și se va tămădui sufletul meu. Thank you.
Să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, te rugăm ca tainele sfinte pe care le-am primit să aprindă în noi focul iubirii care l-a înflăcărat pe Sfântul Ioan Paul și l-a făcut să lucreze neobosit pentru biserica ta, prin Hristos Domnul nostru. Lucruri mari a făcut Domnul pentru noi, lucruri mari a făcut Domnul pentru acțiunea catolică și suntem plini de bucurie și recunoștință. Excelențele voastre, episcop Iosif, episcop Petru, cucernici asistenți spirituali, dragi acționari, am pornit la drum acum 30 de ani, cu încurajarea preasfințitului Petru Gherghel, care ne spunea în 1992: este o bucurie că biserica noastră locală dispune acum de posibilitatea de a se prezenta în lume cu noi inițiative, cu noi forțe și cu un program nou. Este un dar al lui Dumnezeu pentru timpurile noastre. Și da, acțiunea catolică a fost, este și va fi un dar și o misiune pentru noi. Pornind de la visul îndrăzneț al unor tineri de acum 30 de ani de a se apropia mai mult de Hristos și de biserică, am realizat că astăzi facem și noi parte din povestea lor și implicit din misiunea lor, aceea de a ne apropia mai mult de Hristos și de a construi o biserică în care copiii, tinerii și adulții, în colaborare cu păstorii, contribuie la o lume mai bună și mai fraternă. Atunci când mă gândesc la acțiunea catolică, primul cuvânt care îmi trece prin minte este prietenie. Prietenia dintre noi și Iisus, prietenia cu aproapele nostru și prietenia cu biserica. Se spune că atunci când o prietenie durează mai mult de 7 ani, aceasta se transformă într-o legătură de familie. Noi astăzi sărbătorim 30 de ani de prietenie, deci putem considera că, de fapt, suntem o mare familie, așa cum cântăm: suntem o familie cu tine, o Doamne. Am crescut împreună în această mare familie. Am parcurs împreună un drum frumos, presărat cu momente memorabile și cu oameni dragi alături. Un drum ghidat de credință și speranță. Un drum ce ne-a încurajat și ne-a ridicat de pe canapea. Un drum ce ne-a făcut mai conștienți și atenți la nevoile celorlalți. Un drum ce ne-a adus zâmbetul pe buze și ne-a înseninat de multe ori zilele. Un drum ce ne-a adus valoare și ne-a învățat să iubim un pic mai mult. Un drum care ne-a adus mai aproape de Hristos. Sigur că nu a fost un drum chiar ușor. Din când în când am avut parte și de ploi, dar împreună am învățat să dansăm în ploaie. Ba mai mult, ne-am bucurat de ceea ce dansul avea să ne ofere. Și iată că împreună parcurgem de 30 de ani acest drum. De 30 de ani acțiunea catolică este prezentă în dieceza de Iași și în parohiile noastre. De 30 de ani spunem împreună la adeziune da lui Hristos și da bisericii. Și totodată, de 30 de ani învățăm să avem grijă unii de alții.
Acțiunea catolică și-a dorit în tot acest timp să fie suflul ce înviorează fiecare parohie, să fie un imbold spre sfințenie și un exemplu că prietenia cu biserica poate aduce roade bogate în viața fiecăruia dintre noi. În acești 30 de ani ne-am preocupat de o relație sănătoasă și strânsă cu Hristos, dar și de o creștere armonioasă în iubire față de aproapele. Se spune că cea mai mare calitate pe care o poți deține este aceea de a fi om. Iar în acțiunea catolică învățăm să fim oameni și ne propunem să-i ajutăm pe membrii noștri să se dezvolte pentru a fi oameni buni și primitori, oameni senini, oameni dornici să ajute, oameni puternici, implicați, oameni fideli, oameni muncitori, oameni iubitori, oameni însetați de Dumnezeu. Timp de 30 de ani am văzut copii crescând în spiritul acțiunii catolice, copii care mai apoi s-au transformat în tineri implicați în viața bisericii, cărora nu le-a fost teamă să acționeze spre binele celor din jur și spre împlinirea credinței lor. Tineri care, ajungând la vârsta maturității, au adoptat principiile creștine ca un mod de viață și astăzi sunt misionari ai speranței în propriile familii. Astăzi, la ceas aniversar, privim cu gratitudine la cei 30 de ani în care ne-am străduit să construim casa pe stâncă, cu dorința de a o clădi cât mai bine, pentru ca furtuna să nu o poată dărâma. Și pentru acest lucru facem acum acest popas de recunoștință. Și în numele Consiliului Diecezan doresc să vă mulțumesc vouă fiecăruia în parte, care ați adăugat cu răbdare, cu voință și pasiune, câte o cărămidă la edificiul spiritual și uman al acțiunii catolice. Acum, la finalul acestei celebrări eucharistice, vrem să înălțăm Domnului recunoștința noastră pentru darul acțiunii catolice și pentru că noi facem parte din această mare familie. Un gând special de recunoștință se îndreaptă astăzi către păstorul diecezei noastre. Preasfințite Iosif, vă mulțumim pentru încrederea, pentru susținerea și grija părintească cu care ne însoțiți și pe care o purtați asociației noastre. Vă prețuim și vă asigurăm de rugăciunea noastră. O mulțumire deosebită aducem asistenților spirituali care ne-au însoțit și ne-au ghidat pe acest drum al credinței. Părintelui Cornel Cadar, care a pus bazele acțiunii catolice, și părintelui Alberto Marson, care a construit comunități frumoase în dieceza noastră și care cu siguranță participă și ei, acolo sus în cer, la bucuria noastră. Un mare mulțumesc părintelui Felix Roca, asistentul spiritual general, care ne însoțește, ne încurajează mereu și ne îndrumă pe drumul credinței prin tot ceea ce face și în special prin itinerariile formative propuse. Mulțumim tuturor asistenților spirituali care susțin și animă grupurile parohiale. Să știți că noi laicii suntem norocoși că vă avem. Suntem norocoși că nu suntem singuri, suntem împreună în aceeași barcă, așa cum spunea Papa Francisc, iar dacă vâslim în aceeași direcție, ne vom îndeplini misiunea. Căci viitorul depinde de fidelitatea și pasiunea cu care suntem dispuși să-i slujim lui Dumnezeu și aproapelui. În această zi plină de însemnătate pentru fiecare acționar, se cuvine deci să mulțumim pentru tot ce am învățat în acești ani, pentru toți prietenii pe care i-am câștigat, pentru toate activitățile formative, pentru toate țelurile atinse, pentru fiecare copil, tânăr și adult care a făcut și face parte din acțiunea catolică.
Astăzi suntem în sărbătoare, astăzi ne bucurăm pentru fiecare membru, căci este ziua noastră, a celor care cred și au crezut în Acțiunea Catolică. La mulți ani Acțiunea Catolică înaintează în larg, la mulți și binecuvântați ani în slujba Bisericii pentru binele lumii. A mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce dorim, să vină și fericit, la mulți ani să trăim, la mulți ani să Acum îmi dau seama că m-am făcut de rușine. Predica a fost mai scurtă decât discursul de înainte al președinte și am venit să recuperez. Nu recuperez, doresc doar câteva lucruri care să ne ajute să ne organizăm în continuare alături de toate mulțumirile exprimate și eu aș dori într-un mod special să mulțumesc tuturor asistenților spirituali diecezani, unii prezenți aici, alții n-au reușit să sosească. Mulțumesc tuturor preoților care încurajează, susțin și însoțesc Acțiunea Catolică în parohiile, în comunitățile noastre. Știm că nu este deloc ușor, sunt foarte multe lucruri de făcut, dar dorim să credem că fiecare grup de Acțiune Catolică dă mai mult entuziasm fiecărei comunități în parte. Într-un mod special, mulțumim părintelui Sebastian, părintelui Seb, uitați, are loc frumos acolo, flancat, a făcut efort împreună cu delegația de la Astru Cluj și de la nivel național să fie prezent la sărbătoarea noastră. Este asistentul Astru Cluj, Acțiunii Catolice din Eparhia de Cluj-Gherla. Mulțumesc tuturor preoților care, repet, care n-au reușit să fie aici prezenți, dar care în comunitățile noastre susțin Acțiunea Catolică și aș dori să punctez nu numai Acțiunea Catolică, orice asociație de laici, orice asociație care este recunoscută de biserică și dacă este recunoscută de biserică, înseamnă că are o misiune importantă. Nouă tuturor să ne dăruiască Dumnezeu harul de bucurat de această zi și care să ne încarce pentru a fi mai departe în slujba bisericii. Primim binecuvântarea, mulțumind încă o dată preasfințiților, după care intonăm împreună imnul Acțiunii Catolice. Nu știu dacă știți, dar are 3 strofe. A fost făcut la un campus. Prima strofă este pentru copii, a doua este pentru tineri, a treia este pentru adulți, deci nu putem să nu facem toate 3 strofele, că dacă nu ajungem la strofa a treia, ne ceartă adulții. După care vă invităm să mergem în fața catedralei, facem o fotografie frumoasă împreună cu preasfințiții și cu preoții, așa pentru arhive, pentru istorie, după care continuă pauza, dar nu uităm că avem și momentul de continuare a sărbătorii în aula Fericitul Aton Durcovici din subsolul catedralei. Sintetizând ceea ce s-a spus de mai multe ori aici în catedrală astăzi, în Catedrala Romano-Catolică din Iași, vreau să vă fac tuturor urarea valabilă în primul rând Acțiunii Catolice la toate nivelurile, dar și tuturor celor care ne-au urmărit astăzi în transmisie directă, RCS FM, Angelus TV și internet, tuturor celor care cred în Dumnezeu, urarea este aceasta: slujiți Domnului cu bucurie, slujiți Biserica lui Hristos cu bucurie, slujiți-o cu devotament, cu fidelitate și cu pasiune. La mulți ani, Acțiune Catolică! Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău.
să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului, care a făcut cerul și pământul. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Liturghia s-a sfârșit, mergeți în pace.